Și trecuse niște ani de zile, la un moment dat mă sună prietenul nostru comun Eugen Lungu și ne invită pe Nicolae, pe mine, la o iarbă verde. Și venind spre Eugen Lungu, mergeam spre iarba aia verde, mă rog, plasele cu ce trebuia, și în fața noastră o fetiță, anume fetița mai mică a lui Eugen, deci Dorina, a sărit șotronul. Și în clipa aceea, pac, mi-a venit soluția la un text pe care îl scriam încă și am venit acasă și restul a fost o chestie de câteva, mă rog, zeci de secunde sau minute sau ori, nu mai știu. Important că un text care m-a obsedat de 10 ani de zile s-a rezolvat într-un fel pentru un joc de copil și ori de câte ori citesc acest text îi spun în gând mulțumesc lui Eugen Lungu și mai cu seamă îi urez la mulți ani Dorinii. Dar sticle a fost foarte bine. Dovadă că textul a ieșit inspirat. Deci, nu poți spune. Ea este șotronul pe care Iisus, aducându-i și o femeie, tot ea prinsă într-a curvilă, scria cu degetul pe pământ. Și copila din ea, sărind într-un picior cele 10 porunci, din căsuță în căsuță, din secol în secol, al doilea mileniu încheiat. Încât ea tu a ajuns înăuntru, ieșind din joc. Încât este rândul aceluia fără păcat să arunce întâiul cu piatra în șotron, încât jocul se întoarce într-o rugăciune a inimii. Doamne, trupul ei de milă astăzi, la fel cu poporul lui Israel, se va aplica lor. Înainte de a face prima pauză și de a ciuli urechile la muzica aici, vă citesc un text de Shima, deci din Antichitatea Greacă. În traducerea mea. Pe când lumea era cât elada ta dintre picioare și eu grecul din rugăciunea lui tale, sfalangele căruia îi extindeau coloniile. Primul și ultimul vers sunt tăișuri de lamă, cu care femeia elegantă își cerea de pe rând sub suorile până devin ținerii transparente ca niște ploape lăsate pe un ochi din albastru absolut visând mare. La rândul lui femeia este o lamă cu dubă tăișuri, cu care bărbatul șrade perfect bărbătesc vârful nervilor, năpădindu-i obrazul și fălcile. Când Dumnezeu, încă tânăr, s-a ras prima oară, el a folosit lama dublă, bărbat și femeie, cum scrie Platon, două fețe opuse una altuia, dar s-a trăiat, a pus sânge, a dumnezeit, trăcuit, a scăpat instrumentul din lume. Nu e niciun secret cine l-a ridicat, cine îl mânuiește și îl dă uneori la tot ce-l are. Ucilarul sunt eu. Învârt roata de grese, s-ar scântei galbene, parcă aș fi frații Lumière proiectând prin cearșaf neatins un bărbat și o femeie în dorul lor necontopite, uitând de mâncare și de tot. Și încredându-se, o spune să-i spun formă goală, asemeni cu o lamă întoarsă pe dos, cu tăișurile înăuntru, de parcă ar clipi. Dintr-o dată, forma goală se umple de toate privire lăptoasă și nelămurită întâi, curioasă, mai apoi, scrutătoare și însângerată, stoarsă unui ochi de hingher, somnoroasă și absentă în cele din urmă. Proiecția s-a terminat. Tocilarul se duce călare pe roata de gresie, scos adăuzea în curte, cearșaful se zbate în vânt ca trapelul Japoniei, pe când lumea era, când elada ta dintre picioare și eu, crecul din rugăciunea lui Tales, alangele căruia lasă să-i scape pe rând coloniile.